Bună ziua, dragi prieteni! Sunt Gina Bradea. Bine ați venit în bucătăria mea! Vă invit să pregătim astăzi împreună o plăcintă cu brânză. O plăcintă simplă, cu foi din comerț. O plăcintă care se face foarte ușor, în 15 minute deja o băgăm în cuptor. Este gustoasă, ne place tuturor, n-avem nevoie să stăm la povești. Ce ne trebuie pentru rețeta de plăcintă cu brânză? Un pachet de foi de plăcintă din comerț. 1,5 kg de brânză proaspătă. Brânza mea este foarte moale. Am pus-o un pic în sită să se scurgă, dar tot moale este. Dacă aveți norocul să aveți brânză din aceea de la țărani, vă invidiez, gândiți-vă și la mine. Mai avem nevoie de 6-8 ouă, câte doriți să puneți. Eu am 8 ouă. 150 g de unt sau 100 de ml de ulei, eu prefer unt, 300 de grame de zahăr, 100 de grame de stafide pe care le-am stropit cu rom și le-am lăsat pe masă puțin să se umfle, coaja rasă de la una, două lămâi sau o lămâie și o portocală, cum doriți, și eu folosesc și un strop de vanilie, cam o lingură de pastă de vanilie. Puteți să folosiți 2-3 plicuri de zahăr vanilat sau semințele de la o păstaie de vanilie sau o lingură de esență de vanilie ce aveți. Aromele le puneți după dorință. Cum procedăm mai departe? În brânză punem ouăle. Răzătura de lămâie. Stafidele. Zahărul și vanilia. Și amestecăm totul foarte bine. Dacă nu vreți să folosiți zahăr, puteți folosi îndulcitor. În funcție de ceea ce folosiți. Puteți folosi fructoză, puteți folosi xilitol sau stevia, ce îndulcitor folosiți. Pe nailonul pe care au fost foile de plăcintă, punem o foaie de plăcintă. O ungem din abundență cu unt sau ulei. De foi. Voi împărți umplutura în 7. Nu punem până în capăt. Acum răsucim și rulăm încet. Băgăm capetele înăuntru să nu curgă plăcinta. O luăm ușor. Și o așezăm în fapt. Trebuie să vină așa. La fel procedăm și cu celelalte foi. Gata, este plăcinta noastră, am făcut 7 foi. Acum, restul de unt,
ungem din abundență foile deasupra. În felul acesta foile vor fi moi, nu vor fi foarte tari. Și se vor rumeni foarte frumos. Plăcinta noastră merge la cuptor, la o temperatură de 180-190 de grade, pentru aproximativ 40-50 de minute, o oră, în funcție de cum aveți cuptorul. Când este rumenită frumos, plăcinta noastră este gata. Coacem plăcinta cuptorul cu lemne. Poate vă amintiți de bunici. Ce frumos arată plăcinta noastră. Vedeți cum s-a rumenit? Exact ca la bunici este. Aceasta este plăcinta noastră cu brânză, făcută cu foi din comerț. Vă invit să probați rețeta. Se face ușor, în 15 minute este la cuptor. O vedeți cum arată. Sper că-i simțiți și mirosul. Vă invit să probați rețeta și să reveniți să-mi spuneți cum v-a ieșit. Lăsați-mi un comentariu dedesubt și spuneți-mi ce rețete ați dori să mai găsiți pe acest canal. Vă mulțumesc pentru că m-ați urmărit. La revedere!